Prietenii o alintă Didi, așa că la fel îi vom spune și noi. Didi este prietena mea cea mai bună, înainte de toate. Diana Bulimar, Didi, este soldățelul de aur al României. Dar întotdeauna am zis că ăștia sunt soldații, un comando din acesta bine pregătit trebuie să își ducă misiunea la capăt, fie că sunt în deșert, în junglă, în vârful muntelui. Cu un cap mai înalt decât bârna, Didi e un fenomen al gimnasticii. La 1,5 metri îți vine greu să crezi că se poate urca pe aparatul suspinelor, dar să-l și cucerească. M-am apucat de gimnastică la vârsta de 4 ani, pentru că eram un copil foarte exploziv, foarte energic și nu puteam să stau prea mult. Ea e soldățelul nostru Didi. Didi din Timișoara, la 1,52 m a ei. Iubește paralelele și solul și ni se pare normal. Când spun sol, mă gândesc la un ring de dans. Este o combinație de grație, candoare și frumusețe. Ca un copil pierdut între păpuși la Disneyland. Nu știi care e păpușa sau care e fetița noastră, căreia îi râd ochii când se vede prima pe panou la competiții. Câte medalii am? Multe. Nu știu, nu le-am numărat. Soldățelul curajos al României nu-și bate capul cu prostii. Nu crede în superstiții înainte de concursuri. Visează noaptea exercițiile. Plus muncă, muncă și iar muncă. Asta e singura superstiție în care crede. Pentru că de un an și jumătate stă pe bară, din cauza accidentărilor. Diana este o, să spunem, gimnastă cu mare experiență. Ea a fost la mondial, a fost la olimpiadă. Din păcate a avut 2 accidente grave. Vrea să se vadă mai repede în avionul de Franța. Merg la europene să îmi arăt mie că pot. Fetele noastre luptă pentru medalii la campionatele europene din Franța între 17 și 19 aprilie. Toată România e cu ochii pe ele. Intră pe www.suntemcuvoi.ro și susține-le pe Didi, pe Laura și pe cele două Andreea. Suntem cu voi, fetelor!